Bună ziua, mă numesc Marșan Vasile, am 29 de ani, mă activez pe bani reali aproape de 2 luni de zile. Adică m-am testat, am văzut care este abilitățile mele, care am făcut cursul dat în Double Case, care este foarte bine, numai că să facem temele pe acasă în fiecare zi, ca să ne dezvoltăm mai bine în sfera dată. Pot să spun că să aveți multă răbdare, care și vor să tranzacționeze prin pe un cont mic, răbdare și disciplină. Eu aș zice mai mult răbdare, din primul rând. Deci dumneavoastră sunteți pe cont real acum, da. Tranzacționați. Cum au fost primele emoții? Deci cât timp a fost când tranzacționați pe real? Aproape 2 luni, chiar, practic 2 luni. Și cum? Au fost emoții? Care e diferența dintre un cont demo și un cont real? Este diferență? Este diferență că acolo stai ca o fel de coștereață care nu poți să ieși și ți-i frică. Primele pași care le faci real, de acum o leacă mai mare și mai mare, adică să... Se modelează, da, emoțiile, să faci o leacă mai tare, ai încredere mai multă, știi ce e și ai făcut la curs și de acum n-ai nici dubii, nici nimic, adică tu mergi ca un bărbat. Da, adică... Da, ați avut experiență până a venit la noi la cursuri, la Double Case? Am avut careva experiență din YouTube, care mulți facem, da, asta, dar și fizic și care este tăt unul la altul de consultant și spune că aici e făcut așa, de aici așa. Eu cred că asta mult mai bine și acum tendința este spre online mai mult, adică mulți vor cursul online pentru că e comod, stau acasă. Noi optăm pentru cei care desfii tot timpul fizic, în format fizic și explicăm oamenilor care sunt beneficiile. Dumneavoastră cum, ce părere aveți? Ați făcut vreodată cursuri online pe oarecare temă, poate și ca să puteți să recomandați? E mai bine online sau totuși fizic? Totuși fizic e mai mult că... Sunt mulți diferiți oameni care îi vor bine, dar nu care vor bine. Alții se bazează mai mult pe banii noștri decât să dai ceva informație utilă. Și de cauza asta eu am luat partea ca să vin aici mai bine. Că... Fizic să văd zi, ce îmi vrea, da? Dau banii deodată și după asta nu știu ce mai așteptă. Da, viitor. Deci calitățile unui trader, răbdare și calm. Da? Disciplina să fie numai decât așa, motivarea fiecare zi. Nu e obligatoriu să tranzacționăm în fiecare zi, asta am văzut. Dacă este momentul și confirmarea, asta cel mai bine să mergem. Dacă nu, mai bine așteptăm, analizăm puțin o zi și după care facem tranzacția mai concretă. Sunt traderi care de multe ori întreabă ce să fac acum, să intru sau să nu intru, dar apoi care se deschid, ce se deschid azi? Pe asta se deschid, dar ce puteți îmi recomandați azi să deschid tranzacții ca să fac profit? Există așa recomandări sau intrări sigure care poate să ți le dea cineva? Este un grup de traderi care știe tot? Nu e 100%, dar cei și învățat la curs și cei și spune consultatul, mai bine fă asta. Adică nu faci din capul tău și numări volumă, nu faci riscuri de astea care la urmă să dai impresie negativ față de Double Case sau Peleron. Sau... Dar ce ține de risc? Adică oricum în orice activitate e riscuri și în orice business și să ne apucăm să construim o casă, tot este risc. Și să facem o fabrică de, nu știu, produceri, orice produceri, mai zic de agricultură, ce am putut noapte, da? Deci toată trebuie oameni dimineața cu, cred că sunt milioane de lei acolo, da. Zero, gata, deci. Astea întrebări sunt riscuri. În domeniul nostru riscul poate fi calculat din start, cu ajutorul stop loss-ului, da? Da. Folosiți stop loss, recomandați folosirea lui, sau mai bine gestionăm riscul prin gestionarea volumului? Eu fac un volum mai mic, după asta dublez, după asta iarăși dublez. Și pe cumva se întoarce sau invers să faci lucru dat că... Adică folosiți metodele astea? Da, mă sunt mai încrezut când îi fac lucrul ăsta. Dețineți controlul? Da, când este minus, când este roșu, cam acolo sunt emoții. Dar cum depășiți emoții atunci când tranzacția e minus? Am început să schimba culorile în alb-negru. Ca să fie, să nu mai așa, așa emoțiile adică tare. Adică acolo un istoric, da? Sau da, tranzacțiile active chiar? Nu, chiar piața, toate piețele care am eu acolo menționat, cotațiile, deci cursurile le-am pus la alb negru, da. Așa, ca să fie lunările roșii și verzi. Da, bine așa, că cât mai crezut să fie, atât mai a să merg mai bine. Este asigurarea un ajutor pentru traderii începători? Da, este asigurare. Chiar eu pot să dau un exemplu, fiindcă am mers după mărime, mai mare decât depozitul
ca să văd totuși asigurarea, să poate pierd mai mult volum în bani acolo să fac profit. Ați vrut să testați dacă funcționează. A doua zi, la amiază, sâmbătă, mi-am dat asigurare, adică tot normal. Aha, deci nu s-ați beneficiat de asigurare. Nu s-ați beneficiat odată de asigurare, deci s-au compensat pierderile după asigurare. Și m-ați întrebat dacă e posibil asigurarea a doua oară. Da, fiindcă ideamă sunt o leagă de abilități, sunt o leagă de experiență și poate pe viitor să mă păzesc cu un sumă mai mare, ca eu pot să dau încă mai bine. Este nevoie de experiență. Mulți spun că, bun, vreau să încerc o sumă mai mică, ca după asta oricum, ca să văd dacă mă descurc, și după asta oricum o să intru cu o sumă mai mare, ca să mă pot baza pe profitul ăsta pe care îl fac. Sunteți de acord cu afirmația asta, că e mai bine să încerc cu o sumă mai mică, sau dacă ești încrezut și îți place domeniul, ar fi bine să încerci din start cu o sumă cu un cont sănătos, noi spunem așa, care să-ți genereze profit din start, în așa fel ca să nu fii nevoit să mărești riscul vreun mai mult profit dintr-un cont micuț. Dacă persoana, măcar cât de cât are experiență, a venit din altă parte, care va experiență, poate online, poate el, poate e singur sănător, a făcut pe YouTube ceva lucruri care își mai vrea să mai adaugi și la double case, eu cred că da, o sumă mai mare se poate, dar pentru persoane care încă nu cunosc asta, Iana, încă o să mai stai puțin pe demo și totuși să vină la real, dar măcar cu bani mai puțin. Dar totuși să nu stăm pe loc. Asta e tare important, nu stăm pe loc pe demo. Sau să ne preocupăm, apropo, asta e, noi recomandăm pe demo maxim 21 de zile. De ce? Asta tot din psihologie, pentru că se creează o deprindere și ca să nu formăm o deprindere, da, și de a sta pe demo și să rămânem mulțumiți cu rezultatele care sunt pe demo. Și doar deschiderea tranzacțiilor și închiderea lor, așa cum am planificat noi, să fie deja o mulțumire. Și asta este tot, mai mult nici nu vreau, adică să nu se transforme tranzacționarea în scopul pur și simplu de a deschide tranzacții și că ele se închide așa cum am prognozat, dar scopul să fie cel de a face bani de tranzacționare, noi recomandăm ca să fie maxim 21 de zile pe demo. Dumneavoastră cât spuneți că ar fi ok să tranzacționeze? Până la o lună și eu tot așa, până la o lună. Fiindcă eu am început a tranzacționa pe demo, așa, zic ei las real acolo leag până când vreau să aici să fac. Și cât mai mult stau pe demo, cât mai mare frică să tranzacționez în real. Așa. Adică am zis, nu, măcar ceva puțin acolo, ia mărime puțină, dar totuși mă bazez pe bani reali să fie. Cum vedeți domeniul ăsta în viitor, așa să zicem, dacă mai vorbim la general? Ar fi mai ușor dacă ar fi mai multe persoane care ar tranzacționa din cunoscuții dumneavoastră sau asta nu are influență? Nu are influență, văd că nu este concurență sau lucruri care... Business tradițional care este concurență aici nu este, adică facem oricine cât poate și cum poate. Din propria experiență, nu știu. Dar ce ține de compararea rezultatelor? Sau de o idee, sau de discuții despre piața? Aveți cu cine discutat? Despre persoane care sunt interesate în domeniul economic, financiar? Pentru că, până la urmă, nu neapărat, da? Nu se rezumă tot la buy, sell și pe profit stop loss. Noi, pe general, trebuie să analizăm la nivel global tot ce se întâmplă în economie și înțelegem influența tuturor evenimentelor asupra prețului și de aici înțelegem ce o să facă, o să crească, o să scadă. Aveți cu cine discuta pe teme de acestea? Pot să discut atunci când eu să am un rezultat, fiindcă oamenii se bazează de la om la om, publicitatea asta cel mai bine. Și dacă să mă dezvolt și eu știu că să pot face lucrul ăsta, să pot arăta la om, la unul, la doi, la trei, că am făcut atât, că am făcut atât, pot să faci ca așa am. Pentru că pot să arăt careva exemple, dar cei ce nu am făcut eu ceva rezultat mult mai mare, eu cred că n-a să uite la publicitate, la omul cel necunoscut pe YouTube sau... Adică e mai aproape eu să fiu de deja de cât să arăt. Eu nu sunt de acord că succesul cuiva e garanție succesului altcuiva. Adică dacă mie mi se primește în domeniul ăsta, nu e garantat că mie să mi primească să fiu medic, cu toate că surorii mele îi se primește foarte bine sau prietenii mele este un medic foarte bun. Eu cred că noi trebuie să ne găsim oricum fiecare domeniul lui și dacă sunt persoane care nici nu trebuie să convingem pe nimeni de faptul că, uite, într-adevăr, uite, mie mi-a reușit, cred că îți pot și tu.
asta nu e o garanție. Eu, pe exemplu, meu propriu, în familia mea, sunt 60% tranzacționează, vorbesc la, nu doar din gradul întâi, și cumnate, cumnați, soră și tot așa mai departe, și din prieteni. 60% tranzacționează, 40% nu. Inclusiv sora mea, care trăiește cu un trader de când s-a căsătorit, ea nu tranzacționează și niciodată nu tranzacționează și nu a fost atras de mine, în timp ce mie nu reușește. Adică, eu cred că nu influențează succesul nostru într-un domeniu pe altcineva. Dar, da, dar cei care sunt în domeniu, tot despre asta vorbeam, că da, dacă ar fi alți traderi pentru a schimb de experiențe, pentru schimb de strategii, la asta mă referam, că ar fi mai ușor atunci când avem mai multe persoane care tranzacționează și pur și simplu discuți despre metoda de tranzacționare. Da, asta e cum mult mai repede facem lucrurile să vină în realitate, dar cu persoanele date care sunt, adică rude sau scană, evitați, încă evitez, că, mă rog, cineva vrea să fie medic, cineva vrea să fie șofer, adică nu întotdeauna... Da, și este normal să facă toți ceea ce le place să facă. Da. Noi de ce să fim trader și asta vrem să facem tot mai bine. Eu vă mulțumesc pentru sinceritate, domnule Sfânt, și pentru interviu. Vă doresc să aveți o carieră în trading așa cum vă doriți dumneavoastră și cum, așa cum ați spus azi, că e important și dată să nu te oprești. Așa să fie totdeauna perseverent și o să vedeți cum de la lună la lună, că la noi nu se măsoară experiența în ani, dar în ore de tranzacționare, o să vedeți cum experiența dumneavoastră vă întărește tot mai mult. Da. Succes! Mulțumesc! Mulțumesc!